cântarea anterioară, momeni, batjocuri, prigoniri, adesea am întâlnit și spunea autorul, am zis și noi, dar aș vrea ca să repetăm în mintea noastră și să analizăm dacă într-adevăr ce am cântat e real pentru noi. Prin harul mare lui iubirii, eu toate am iubit. Dacă suntem în seara aceasta și putem să cântăm, să cântăm din toată inima aceste lucruri, slăvit să fie Domnul. Amin. Dacă nu putem să cântăm din toată inima, încă nu-i târziu, pentru că harul lui Dumnezeu este încă prezent în seara aceasta. El încă vrea să ne vorbească, încă vrea să ne învețe ca să rupem cu tot ce-i lumesc, cu păgânătate, cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum diferit. Și în această seară avem acest cuvânt care ne vorbește, să zic, un segment al vieții de creștini. Și anume, iertarea. Este un aspect care ne place să auzim de el, ne impresionează istorie și, să zic, experiențe ale oamenilor și ne copleșesc. Și dacă vă aduceți aminte, trăia printre noi în urmă cu câțiva ani de zile fratele Rica Vumbran. Un om care timp de aproximativ 14 ani a petrecut în închisoare pentru credința în Iisus Hristos. Are o carte copleșit de bunătatea lui Dumnezeu. Și aici, și în alte cărți, de acum precădere în cartea asta, am observat că el descrie mai amănunțit atâtea momente când doar prin bunătatea lui Dumnezeu a putut să iubească pe cei din jurul lui. Să fie închis pentru credința în Iisus Hristos și să stai în fața căreilor, în fața dușmanilor și să le zâmbești și să le spui în fiecare zi, nu 3 zile așa, ipocrizie sau prefăcătorie, ci 14 ani să stai acolo, să fie o mărturie a iubirii lui Iisus Hristos, o mărturie a dragostei și a iertării și să ieși de acolo și tot cu aceeași dragoste să le strângi mâna călăilor și te-ai scăpat prin harul lui Dumnezeu, un scop, bineînțeles, și să poți să le spui încă o dată că le dorești viață veșnică. E greu ca să faci lucrul acesta. Așa de multe ori, începând de la copii, că și eu am fost copii și sunt copii aici în sală, continuăm cu tineri și cu vârstnici, atât de ușurat răsuflăm de multe ori când mai întâlnim în viața noastră pe câte unul care se opune, pe câte unul care ni se arată ca vrășmaș, ca să nu vorbesc de frați, vorbesc de dușmani acum. Și atât de mult ne simțim de ușurați când vedem că Dumnezeu îl pedepsește și mai ales dacă îl și vedem cu ochii noștri. Și poate ne simțim atât de bucuroși că Dumnezeu ne apără și vede această nedreptate care îi se face. Dar în seara aceasta îți vreau să privim la ceea ce Domnul Iisus ne învață. Era la un moment dat în fața satului a samaritenilor, Domnul Iisus, ucenicilor și spune Domnul Iisus, mergeți voi, ucenicilor, în acest sat, e seară, e noapte, noi nu putem să ne întoarcem înapoi, lucrarea noastră e să mergem înainte. Dar am vrea să dormim undeva, dacă găsiți cumva un han, un loc de găzduire, să fim și noi primiți și să noptăm acolo. Și răspunsul a fost un nu categoric. Și ucenicii, având acolo pe bossul lor, să spun, pe cel care are putere, a văzut puterea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, a văzut cum Domnul Iisus poruncește mării, poruncește durilor necurate, bolilor și toate cad la cuvântul lui în leșin și ascultă de glasul și a spus, Doamne, avem o soluție. N-are loc să mai întindem această experiență tristă pe care am avut parte. Poruncește să se poboare foc din cer și să învețe lecția. Și Domnul Iisus a zis, nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Și nici de cum n-a dat ascultare, n-a dat curs cererilor. Și a spus, Fiul omului a venit nu să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască, să le câștige. Și în această seară vine și Petru, oarecum indignat înaintea Domnului și la un moment dat când Iisus Hristos le spune, auzi, viața de creștin înseamnă o viață diferită decât a celor din jur. Înseamnă o viață de iertare. Pentru că, dragii mei, viața asta în fiecare zi cei din jur ne greșesc. În fiecare zi greșim celor din jur. Și ceea ce e mai, să zic, neplăcut, nedorit, că nu degeaba Petru a zis, Doamne, de câte ori? Pe dușman întâlnești poate o singură dată în viață, că nu mai are prilejul să te întâlnească, că poate să te lichideze pe loc. Au fost atâția care s-au întâlnit cu vrăjmașul și a trebuit o singură dată să-l ierte. Vă aduc în față pe Ștefan, primul martir din Biserica Creștină, care la un moment dat a fost prins
de iudei din vremea aceea și a spus, nu se poate, trebuie să punem capăt aceste credințe. Și l-a luat pe Ștefan și fiecare cu câte o piatră care a prins-o mai mare ca să aibă mai mare priză și impact asupra lui Ștefan. Și o singură dată a reușit Ștefan să zbunească cu acești vrășmași. Că s-a pus la Domnul Iisus. Și în acea situație a avut puterea să spună, Tată, iartă că nu știu ce fac. Ceea ce este neplăcut, am spus că noi ne vedem în fiecare duminică, ne vedem și joi seara și maseara și tare nu mai greșim unii alții. Și de multe ori, poate fără să vrem, ne gândim la ceva, dăm un răspuns. Celălalt care ne ascultă se gândește chiar la poate la o experiență tristă și spune și fratele ăsta parcă apasă în rana mea și uite, în loc să mă mângâie și poate celălalt n-a știut, poate fără intenție, dar greșim, păcătuim fără voia. Dar ceea ce este mai trist, că sunt, așa cum spunea Apostolul Pavel, frați care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos, care fac din asta un mod de viață, fac din asta un sport, dacă pot să spun, ceva care cu din adins, expre, nu iartă, nu cruță niciun moment, nicio ocazie în care să dovedească celuilalt că e bun de nimic, să dovedească celuilalt că îi vai de el, să îi desconsidere și să apretea lumea trecută, să defaime, să discrediteze în fața celorlalți. Și vine Petru și spune, Doamne, sunt experiențe care le întâlnim fiecare zi. Și îl întreabă, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Deci nu zice pe vrăjmașul meu, nu zice pe aproapele meu, pe fratele meu, pe cel, poate care împarte aceeași credință, mă rog împreună, spune că mergem spre cer împreună. Și Petru, trist, poate dezamăgit de ceea ce se întâmplă în jur și astăzi, cu atât mai mult, întreabă pe Domnul Iisus de câte ori. Și pentru că ne întâlnim de multe ori, greșim de multe ori și Domnul Iisus vine și spune, Petre, fără oprire, fără limită. Și Petru vine cu un număr, cu o cifră de săvârșit de 7 ori, ceea ce era deja mult. Și-o spus de 7 ori, adică cifra 7 era considerată în Vechiul Testament cifra de săvârșită, cifra care îndeplinea toate condițiile și deja era ceva extraordinar să poată să iete cineva pe fratele de 7 ori. Și Domnul Iisus zice, nu de 7 ori, de 70 de ori câte 7. Și deja uit să mai numer, când încep să numer pe fiecare, nu mai știu unde a rămas. Și foarte cuvinte zice Domnul Iisus tot timpul. Ceea ce aș vrea ca să înțelegem câteva gânduri cu ajutorul Domnului în această seară, e că credința creștină, noi, care spune că suntem copiii Domnului, ne diferențiem, ne deosebim și ar trebui, dacă nu e în realitate, ăsta e idealul, ăsta e țelul, să ne deosebim de toate celelalte religii. Știți prin ce? Tocmai prin această putere de a iubi și a ierta. Dacă celelalte religii se bazează pe chit-chit, mi-ai făcut rău, nu te iert, te achit, nu te las să ripostezi, ca nu cumva să mai am eu șansa să te ripostezi. Dacă celelalte legi vin și spune, dacă cine ceva ți-a făcut rău, tu ai tot dreptul să o faci. Și chiar în Vechiul Testament a fost aplicată această lege. Și Domnul Iisus vine și spune, ați auzit că s-a zis în vechime, dacă ți-o scoți cineva dintele, îl scoți și tu, să fie ca tine, să-ți semene. Dacă ți-o rup mâna, îl rup și tu. Dacă ți-o făcut un rău, îi faci la fel. Și chiar mai mult. Ți-o furat? Să dea înapoi de 4 ori. A fost o lege foarte drastică să învețe că justiția trebuie aplicată. Ca oamenii să înțeleagă că nu pot să trăiască oricum. Era o vreme în care nu era schimbat interiorul omului. Foarte puțini au fost oameni consemnați în Biblie care s-au purtat cu adevărat cu dragostea lui Dumnezeu și aș vrea ca să ne ducem aminte doar de câțiva. Avram, la un moment dat, se ocupă de nepotul lui, îl scoate din țara aceea și se ocupă că era orfan, n-avea tată, n-avea mamă și l-a luat cu el și l-a crescut și l-a învățat tot ce știa el. Și a învățat mult puternic. Lot. Și a avut turme. Ba, încă parcă le întrecea pe lui Avram. Și la un moment dat a început să bage bânză între păstorii lui Avram, păstorii lui Lot. Și Avram n-a zis, hei,
nepoate, deja ai depășit limitele, am trecut orice limită. Și spune, uite, sunt pe ceafă, dacă tu îi la stânga, eu la dreapta, dacă tu mergi la munte, eu merg la vale. Și Avram învață lecția dragostei și a iertării. Și aceasta trebuie testată, această lecție. Că am putea spune, da, a fost simplu, că Avram s-a învățat în Dumnezeu și nu l-a uitat pe loc. Dacă mai avea ocazie, iar taie lecția. Și era Dumnezeu ocazie lui Avram. Și la un moment dat vine o veste rapid de la Avram. Hei, Lot a fost luat prizonier cu alții. A luat Sodoma, Gomora a fost luate prizoniere. Și Avram când a auzit, când a zis, Domnul e drept. Dumnezeu e drept. Uite, eu tot i-am spus la nepotul ăsta, dar n-a băgat la cap. Nici de cum. Avram nici n-a stat pe gânduri să-și analizeze oare să meargă, să nu meargă. Spune că îndată o luat slujitori care au fost născuți în casa lui și să știe sigur că va avea sorți de izbândă și să duce și îi izbăvește pe Lot. Spuneți, l-a iertat Avram pe Lot din tot ce a făcut? A dovedit Avram iertare prin acest gest? Cu siguranță, da. Și Dumnezeu ne lasă cu pagini structuri. Uite, în Vechiul Testament, ne arată Dumnezeu în Vechiul Testament pe David, care urmărit de cine? De tatăl său. Tatăl său, Saul. Și are ocazie să pună mâna pe el. Și slujitorii îl ajută și spune, uite, Dumnezeu ți l-a dat pe mână. Nu degeaba e în fața ta, Saul. Doarme, buștea, nimeni nu poate să-l apere. Tu poți dintr-o lovitură să le chidezi, că de fapt, Dumnezeu ți-a promis împărăția. Și tu trebuie să fii împărat. Și David, nu doar că știa că-i spunsul Domnului, eu cred că din el era mai mult decât atât. Era dragostea lui Dumnezeu. Știți de ce? Cuvântul Domnului îl numește pe David om după inima mea. Și zice, nu o să pun mâna pe el, fiind spunsul Domnului. Și merge David mai departe și se dovedește această iertare. Îl urmărește an la rând. Și nu se recuiește sau și ar încearcă să-l urmărească, să-l omoare. Sau l-ar fi omorât dintr-o mișcare. Și aude la un moment dat David că Saul a murit. Putea să-l zice mâine spre ce să zic, în sfârșit împărăția mea. Și citiți în cartea 2 Samuel, capitolul 1. Cântarea de jale a lui David. Aș vrea să mă opresc și pe exemplu din Vechiul Testament. Dacă vom citi, vom vedea mult mai multe. Iosif cu frații lui. Vom vedea atâtea exemple în care oamenii Dumnezeu care au înțeles dragostea lui Dumnezeu, care nu era nevoie de lege să zică dinte pentru dinte, pentru ei nu însemna nimic asta. Pentru ei era mai mult. Pentru ei se împlinea ce a spus Domnul Iisus. Dar eu vă spun. Și aș vrea să citesc aceasta. Că pentru noi. Atunci Vechiul Testament este pentru biserica de astăzi și pentru noi. Și am spus, dacă suntem în țara aceasta aici, este ca fiecare împreună să ne asumăm lecția care vrea să ne dea Domnul Iisus. Și de ce? Că dacă nu, o să vedem. Nu o să ajungem în cer. E trist să spun asta. Dacă nu învățăm lecția din țara aceasta, care Domnul Iisus a lăsat-o pe paginile Scripturii, nu o să ajungem în cer. Și sper ca să mult ca să spun lucrul acesta la momentul potrivit. Matei, capitolul 5, ascultați ce spune, versetul 38. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Se referea la poporul Israel, la cei din același popor, dacă se întâmpla. Dar eu vă spun și vine Domnul Iisus cu legea dragostei, să nu vă împotrivi celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia cămașa, să-ți ia haina, lase și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două și merg mai departe și spune versetul 43. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrășmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă, faceți bine celor ce vă urăști și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. De ce? Am spus, noi trebuie și suntem diferiți de ceilalți oameni. De celelalte credințe ne distingem printr-un lucru care nu poate fi aceasta părintească. Capacitatea omului, cât de intelectual ar fi, nu poate să o realizeze. Spune, ca să fiți fii ai Tatălui vostru. Poate cuvinte, să dovediți ceea ce pretindeți că sunteți. Că noi ne numim și ne place să ne numim multe. Cu multe titluri, cu multe lucruri care le deținem ca biserică, să zicem. Dar ceea ce dovedim afară atestă ceea ce suntem. Și spune, ca să fiți cu adevărat, nu doar să ziceți, fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, că El face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni. Și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mă așteptați? Nu fac așa și oameni și
dar vă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri. Ce lucruri neobișnui faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Și acum idealul tatălui nostru spune: voi fiți, dar desăvârșiți, după cum și tatăl vostru, cel ceresc, este desăvârșit. Asta e deviza. Ăsta e etalonul care trebuie să ajungi să tindem. Dar nu suntem acolo. Eu recunosc că nu sunt acolo. Privind în viața mea, în anii care au trecut, în experiențele ce le-am traversat, recunosc. Nu de fiecare dată am fost gata. Nu de fiecare dată am avut potențialul ăla în mine, care Dumnezeu poate pune. Să iubesc așa cum îmi cere Domnul Iisus. Să fiu desăvârșit așa cum vrea Domnul Iisus. Să îmbrățișez cu dragoste. Să fac bine și celorlalți. Nu chit-chit, unul zero, unul egal. Nu. Să fim diferiți. Și aceasta se întâmplă, știți când? Când înțelegem dragostea care ne-a arătat-o Dumnezeu. Și acesta e lucru care să nu-l uităm. Dacă privim la dragostea lui Dumnezeu care a fost arătată în Iisus Hristos, vom putea să înțelegem ce este iertare. Domnul Iisus Hristos a venit să ofere această iertare tuturor. Prin așa și-a dovedit dragostea lui față de noi. Noi eram condamnați la moarte. Noi, cu bună știință, prin Adam și Eva, l-am detestat, ne-am opus lui Dumnezeu, poruncii lui Dumnezeu. Ne-am ascultat, am tăcat în picioare porunca lui Dumnezeu. Și ne-am născut în păcatul acesta. Și Dumnezeu, El care, în starea care eram, a decis la un moment dat. E momentul ca fiul meu să plece și să arate dragostea cu oamenilor. Cum arată dragostea lui? Prin jertfa lui Măreață. Prin sacrificiul care l-a dus pentru noi. Dacă nu vedea Domnul Iisus, noi nu puteam să înțelegem dragostea lui Dumnezeu. Nu puteam. Și Domnul Iisus a zis: vedeți ce dragoste v-am arătat. V-am iubit și vă iubesc până la capăt, le-a zis ucenicilor săi. Și dreptatea lui Dumnezeu, care o vedem în Matei, în capitolul 18, la un moment dat, o vedem în 24 și 25. A început să facă socoteala și a dus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni, fiindcă el n-avea cu ce plăti. Stăpânul i-a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copilul și tot ce avea. Și să se plătească datoria. Era drept lucrul acesta. Și Domnul Iisus dă această pildă, e exemplu. E ceva care să înțeleagă Petru, să înțeleagă ucenicii care îl ascultau. Că Dumnezeu putea să fie drept. Și nu greșea cu nimic. Dacă toți care suntem în starea aceasta și toată istoria României era rugat în iazul de foc, pentru că cu bună știință, de bună voie, am ales să cărtăm poruncile lui Dumnezeu, să ne ascultăm, știind consecințele care ne-au fost spuse. Și toți făceam aceeași alegere. Dar Dumnezeu nu s-a oprit aici. Și spune, în exemplu care îl dă Domnul Iisus, robul s-a rugat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Și acum vedem caracterul extraordinar al Dumnezeu. Stăpânul robului acelea, făcându-i semnele de el, i-a dat drumul și a iertat datoria. Cu alte cuvinte, stăpânul a știut mai bine decât el. El zicea: îngăduie-mă și îți voi plăti. Cum se mai poți plăti? N-ai fost capabil să plătești până la momentul de față. Stăpânul știa că nu putea. N-avea cu ce-i plăti. De unde? Toți erau condamnați. Și a ales să le ierte toată datoria. Mai mult decât atât, Dumnezeu a plătit un preț. A trimis cea mai mare sumă pe însuși fiul său, care era singurul vrednic să plătească datoria noastră. Singurul vrednic ca să moară locul nostru. Și în Isaia, capitolul 53, spune cu versetul 4, totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este lovit, pedepsit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa, sentința aceea de a fi condamnați toată viața și aruncați în temnița iadului, pedeapsa care ne dă pacea, a luat Iisus asupra Lui. A făcut aceasta de dragul nostru și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Aceasta a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și ne-a arătat această dragoste. În mod real, practic, în mod care fiecare dintre noi să înțelegem că dacă venim la Domnul Iisus, așa cum ne-a învățat prin acest rol care spune că s-a plecat și a cerut iertare
s-a pocăit. I-a părut rău că nu poate, că nu-i capabil, că s-a întâmplat toate astea în viața lui. Și uite, nu poate să plătească și a sperat că va putea cumva. Dar Dumnezeu a făcut aceasta în Domnul Iisus Hristos, ne-a iertat, că știa că noi nu putem să ne răscumpărăm. Și ne-a iertat definitiv. Însă această iertare nu poate fi aplicată decât celor care o vor. Sunt foarte mulți oameni de ce n-am nevoie. Eu nu am făcut rău. Eu sunt un om moral, sunt un om cinstit, poate sunt și dintre cei care m-au adunat, care spune că nu mă compara pe mine cu criminali, cu oameni care fac tot felul de rele. Eu mă stăduiesc, sunt un om bun. Sau unii zic, eu mă duc la adunare și pentru aceasta Dumnezeu e, poate cuvinte, obligat să mă primească, să mă accepte. Nimic ce-am face noi, ce mi s-ar părea că nu am fi capabil să plătim, să zic, această datorie. Să plătim păcatul care este noi, care l-am făcut și greșelile care l-am făcut și le vom mai face. Nimic n-ar fi în stare să poată plăti, dar a făcut Dumnezeu și ne-a iertat în Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Să-i mulțumim Domnului pentru aceasta, că El ne-a dat dragostea prin Iisus Hristos și nu am putea să înțelegem decât în urma înțelegerii ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. Am spus, iertarea lui Dumnezeu este oferită pentru toți care vin înaintea Lui cu pocăință. Pe cruce Domnul Iisus a spus niște cuvinte extraordinare. Pe când oamenii disprețiau, dădeau din cap și râdeau și spunea, am întâlnit pe alții, eu vindecat pe alții. Păi să se dea jos de pe cruce ca să credem în El. Și Domnul Iisus parcă surd la tot ce se auzea în jurul Lui. Știa că El este momentul culminant când trebuie să ofere dragostea Lui omenirii, să ofere iertarea Lui și nu s-ar fi putut realiza dacă nu rămânea până la ultimul moment când să-și dea Duhul să spună, s-a isprăvit. A fost momentul în care iertarea a fost pecetuită pentru toți cei care vor crede și a spus înainte de a-și da Duhul, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Și în Isaia 53 cu versetul ultimul, dacă nu greșesc, spune va vedea o sămânță de urmași după ce își va da viața ca jertfă. Dumnezeu ne-a dat dragostea Lui, iertarea Lui ne-a dat-o înainte ca noi să o acceptăm, înainte ca noi să o validăm, să zicem, da, am nevoie. Noi eram străini. Toți. Străini în păcatele, în greșelile noastre, vrăjmași ale Dumnezeu. Și Iisus a continuat să ofere dragostea. Și s-a dus până la momentul ultim și a pecetuit această dragoste, iertare care oferă omenirii. Și astfel, dacă vom înțelege ce a făcut Dumnezeu pentru noi, dacă înțelegem adâncimile iadului și a condamnării veșnice, că toți eram acolo condamnați, numai dacă vom înțelege aceasta, vom putea să înțelegem iertarea necondiționată a lui Dumnezeu. Fără ca noi să-i dăm ceva, fără ca El să ne datoreze ceva, fără ca El să fie obligat să facă aceasta. În primul rând, ca să putem să iertăm, trebuie să înțelegem iertarea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să privim la ce a făcut Domnul Iisus. Este exemplul suprem al iertării. Și acesta este unul din pași. Dacă vom vrea ca să ajungem la nivelul care vrea Dumnezeu să fim, să putem să iertăm. Un alt lucru aș vrea ca să îl înțelegem mai bine, că iertarea noastră este condiționată și aici nu ne place. Ne place să auzim că Dumnezeu a dat totul, că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său și că ne iubește pe toți și cântăm cântarea aia așa de frumos și spunem așa cum sunt la tine vin, putere n-am, tu îmi fii sprijin, mă spală sângele divin, omierule, eu vin și ne-ar place să știu că avem pe cineva care ne iubește, pe cineva care întotdeauna ne primește cu brațe deschise și așa este. Pe cel ce vine la mine, o zi Domnul Iisus, nu voi zbuni afară, dar aș vrea să înțelegem un lucru. Iertarea care Dumnezeu ne-a dat-o este condiționată pe toată durata vieții noastre de felul în care noi reacționăm sau ne purtăm, ne raportăm față de ceilalți. Și aș vrea ca să citesc, ca să nu vorbesc așa fără suport biblic, în Matei capitolul, în Marcu capitolul 11, versetul 25 și 26. Cuvântul Domnului spune foarte clar aceste cuvinte. Și aici spunea și frate să ne stăm în picioare și să iertăm. Și vreau să repet, când stați în picioare, de ce în picioare? E un semn al respectului, al reverenței. Reverenței față de Dumnezeu, zice, ne închinăm Domnului. Dar Dumnezeu vrea, în același timp, să rezolve și cealaltă problemă. Să putem ierta când stăm în picioare. Și am stat în seara asta în picioare. Și suntem chemați să iertăm. Și dacă nu ne-am adus aminte de persoanele care ne-au făcut poate rău,
Ne-am greșit intenționat. Eu spun intenționat, nu zic neintenționat. Aleatul a trebuit din oficiu. Dar noi nu știm dacă e intenționat sau neintenționat. Așa că noi pe toți împreună. Și dacă ne ducem aminte că vreo persoană, indiferent unde ar fi ea, indiferent că ne place sau nu ne place, ne-a greșit și n-am iertat-o. În seara aceasta aș vrea ca Duhul Dumnezeu să ne-a putere să nu mai stăm pe primul. Și ascultăm ca să vedem de ce. Când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice. Nu iert aia, dar nu pot să o iert. Iert atâta, dar deja e prea mult. Am dat o dată de 2 ori, de 7 ori capetul, dar nu pot să merg până la 490. Ca să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru, ascultați, pentru ca și, poate cuvinte astfel, dacă nu, nu se va realiza. Pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre și ca să întărească Domnul Iisus, că El spune asta. Mai departe, dar dacă alegeți altceva, să rămâneți, am citit despre un om care o viață întreagă n-a putut să ierte un rău care i s-a făcut de o altă persoană. Și viața s-a schimonosit fața, s-a îmbătrânit din cauza consumului, că nu putea să-l ierte și nu putea. Și spune Domnul Iisus, dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile noastre. Păi acum întrebarea e următoare. Eu m-am pocăit. A venit Domnul Iisus și a spus, Doamne, iartă-mă de greșelile mele. Și el m-a iertat. Poate cuvintele a scris, da, toate păcatele și greșelile tale sunt iertate în sângele Fiului meu, Iisus Hristos. Și acum spune, păi dacă m-a iertat, păi cum spune că nici Tatăl vostru ceresc nu vă va ierta păcatele? Cum se poate întâmpla aceasta? Suntem noi care decidem la un moment în viață să scoatem variabilitatea iertării de care am avut parte. Aș vrea să citesc, sper să l-am notat aici din Ezechiel, Ezechiel 33, cu versetul 13. Ascultați, când zice un neprienit că va trăi negreșit, poate cuvinte, a venit Domnul Iisus și ne-a promis viață veșnică în sânge Domnul Iisus Hristos prin credință. Când zice un neprienit că va trăi negreșit, dacă se încrede în neprienirea lui și săvârșește nelegiuirea, atunci toată neprienirea lui se va uita și el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. Putem să fim socotiți neprienți în Domnul Iisus Hristos. Dar să nu vrem să ne facem partea noastră. Poate cuvinte, să mă ierte fără încetare. Să mă ierte și să mă ierte și în fiecare zi vin și mă rog și mă rog și El mă iartă. Dacă și eu sunt gata să iert pe cel care mi-a greșit. Dacă nu, iertarea lui Dumnezeu nu poate să fie valabilă. Așa cum becul nu se poate aprinde cu un singur fir. Trebuie să fie pozitiv, sunt două fire și unul negativ. Abia atunci apare lumina. Dacă un singur fir poate să fie faza, adică curentul ăla care practic vine pe acolo acei neutroni, da? Pe acel fir electronic. Dacă nu celălalt fir, nu se produce lumina. Dacă nu ne facem noi partea noastră să fim gata să iertăm, Dumnezeu spune nici nu te iertă. De aceea am spus numai înainte, să fim foarte tenți vis-a-vis și condiționat de această lecție iertării. Vom fi în cer sau nu. Dacă nu vrem să iertăm, singur spunem, nu vrem ca să facem ceea ce Dumnezeu ne-a cerut. Nu vreau. Nu acceptăm să fim iertați. Nu e ușor. Eu știu că e ușor. Și de ce nu e ușor? În noi e multă mândrie. În noi e multă aroganță, multă ambiție, multă indiferență și multe, multe alte lucruri care îi împiedică. Și toate acestea trebuie să luăm toate braț, așa cum e cu toate hainele, după ce s-au murdărit și spus acolo într-un loc și dușe mașina de spălat. Toate acestea trebuie să luăm în braț și să venim la crucea Domnului să spunem, Doamne, nu pot să iert. Sunt conștient, cuvântul tău îmi spune. Nu pot să ajung în cer dacă eu nu iert. Dar nu pot. Îmi dau seama că mă urmărește și cum îl văd pe fratele care mi-a greșit. Nu mă abțin să nu-i spun două. Când mă întâlnesc cu alt frate, nu mă abțin să nu vorbesc de rău. Ca să mă descarc. Că n-am putut să-l iert. Asta e dovada iertării. Pentru că în vorbirea noastră putem să spunem pozitiv despre alții sau vom spune negativ. E un test al iertării noastre. Putem să ne punem pe genunchi să ne rugăm pentru persoana pe care nu iertăm și să cerem Domnul putere sau să sunăm la telefon să spunem, uite ce mi-a făcut. Păi, ăsta e copil? Păi, ăsta spune că merge la adunare cu mine? Ăsta zice că e copilul Domnului? Și foarte simplu, dăm testul fiecare zi și Dumnezeu are răbdare și are o de lungă răbdare. De ce?
Dumnezeu vrea ca toți să fim mântuiți. Nu vrea ca vreunul dintre noi să piară. Și vrea ca Dumnezeu să ne învețe El cum trebuie să iertăm și să ne dea puterea iertării. A spus, iertarea noastră este condiționată de iertarea care oferim celor din jurul nostru. Și deja am spus, trebuie să iertăm tot timpul. În fiecare zi greșim în Dumnezeu. Când vom pleca de pe acest pământ, abia atunci vom scăpa de greșelile care le facem în fiecare zi. Și în fiecare zi Domnul Iisus spune așa de frumos în Romani 8:33-34. Romani 8:33-34. El rămâne credincios. Domnul Iisus a plecat în cer, dar uitați-vă, nu ne-a abandonat. Ne-a dat regulamentul, ne-a dat condițiile și El încă, așa cum Moise era odinioară pe munte, că ținea mâinile sus pentru ca să aibă victorie poporul Israel. Și la un moment dat spune că mâinile lui Moise au obosit și Aron și Hur le-au ținut sus. Ca altfel biruia Amalec. Și spune că a avut victorie, că a ținut Moise mâinile sus. Uitați cine ține mâinile sus pentru noi. Cine va ridica pâră împotriva leșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Mai departe. Cine va osândi? Hristos a murit. Și gata, s-a terminat, nu? Ba mai mult! Era și înviat. Și gata, s-a terminat. Și stă la dreapta lui Dumnezeu și se uită la noi să vadă cum nu putem noi să iertăm, cum nu vrem să iertăm, cum ne luptăm cu păcatele noastre. Nu asta face. Stă și mijlocește pentru noi. De ce? Ne vrea în cer. Și noi nu vrem de multe ori să mergem în cer. Nu vrea Domnul Iisus să mergem în cer. El mijlocește, Duhul Sfânt spune că mijlocește după voia lui Dumnezeu cu suspine negrite. De ce? S-a plătit un preț, dragii mei. E sângele Domnului Iisus Hristos. Și-au de ușor încălcăm în picioare de multe ori. Atât de mult trecem în diferență pentru iertare care ne-a fost oferită prin Domnul Iisus. Și cuvântul Domnului spune, El stă și mijlocește. Vrem să iertăm. Fraților, vrem să iertăm. Amen. Putem să iertăm. Amen. Prin Iisus Hristos, doar prin El. Dacă vom putea, prin Iisus Hristos, cu siguranță vom fi împreună cu El. Pentru că atunci, cu adevărat, suntem mici Hristoși. Că nu degeaba s-a dat creștinul din Antiochia numele de creștin, de la Hristos, Iisus Hristos. Și acum, câteva cuvinte, cum putem să avem putere pe planeta? Dacă am înțeles din aceste cuvinte, să zic simple, modeste, că am încercat cu ajutorul lui să le reamintesc în fața noastră. Să fim conștienți că puterea nu e noi. Să fim conștienți că în fiecare zi cei din jur ne greșesc. Soția ne greșește. Soțul greșește soției. Și eu de câte ori nu greșesc eu, Britania. Și de câte ori nu mi-e greu, vă spun. Și spun, și încerc să caut argumente. Păi și au fost de vină. Păi ea a vorbit prima oară așa. Păi iasă și încerc scuze că poate. Spun acest lucru, dar asta e o realitate care toți o trăim. N-are rost să ne ascundem după microfon sau după alte lucruri care îți tot transpărăm. Toți suntem supuși acelor slăbiciuni. Și ne greșesc copiii și greșim copiilor. Și Dumnezeu îmi învață lecții prin copii. Vă spun, Dumnezeu în fiecare zi aproape mă învață lecția prin copii. O pedepsesc, o cer și nu trece 2-3 minute și ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Vine cu dragoste și mă îmbrățișează. Spuneți, nu ne-a pus Dumnezeu la îndemână exemple, modele prin care să putem ierta? Dacă nu iertăm soția, dacă nu iertăm soțul, dacă nu iertăm copiii, dacă nu iertăm frații, dacă nu iertăm vrășmașii, nu o să ajungem în cer. Deci venim degeaba la adunare. E trist. Și păcat, mai bine măcar de a fi trăit viața afară, zicem noi, așa cum am fi vrut. Și măcar spuneam noi, am trăit ca și ceilalți, în indiferență. Dar nu, Dumnezeu a pregătit ceva mai bun pentru noi. Să nu ne pară rău că Dumnezeu ne vrea așa. Că ne vrea să fim ca și El. Ne pregătește pentru cer. Și dacă vrem să iertăm, El a pus la dispoziția noastră instrumentele, armele ca să putem să iertăm. Rugăciunea este una dintre arme. Și Domnul Iisus s-a rugat și spune în Isaia 5:3, de aceea vă da partea de moștenire la locul cei mari. Și de ce? Aș vrea să citim ultimul verset din 5:3. Este exemplul Domnului Iisus Hristos spus prin Isaia câteva sute din ani. Ultimul verset din Isaia 5:3. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pe cei vinovați. Atunci când ne încearcă dorința aia de a ne răzbuna, de a ne arăta că noi avem dreptate, ne arăta că noi suntem șeful, că noi suntem bossul care avem ultimul cuvânt,
Unde Domnul spune că rugăciunea e mai puternică, care zdrobește orice? Și au fost oameni care, cu toată aroganța lor, au căzut pe genunchi. De ce? Că cineva a căzut înainte pe genunchi, că cineva s-a rugat. Și Dumnezeu a zdrobit acea mândrie. Nebucanețar, vine în minte acum și vreau să vă amintesc. El s-a lăsat să asculte de nimeni și el a lăsat să plimba pe terasa Palatului Său și spune, eu am construit cu puterea mea, cu știința, cu înțelepciunea mea. Și a trebuit ca să mănânce iarbă, ca și animalele să crească unghiile, ca și iarbă. Ce mai iar, nu mai încăt în fiul numite unghii, până când a înțeles că Dumnezeu stăpânește și că împărăția lui Dumnezeu și-o dă cu vrea și o ia cu vrea. Și spune, atunci m-am smerit. Citim în cartea lui Daniel această, să zic, confesiune sau mărturisie a lui Nebucanețar însuși, care spune, până când am înțeles lucrul ăsta, nu s-a întâmplat nimic în viața mea. Când s-a smărit și a înțeles că trebuie să cadă pe genunchi la Dumnezeu, atunci Dumnezeu l-a ridicat din nou. Dacă ne punem pe genunchi, vă spun că nu greșim niciunul dintre noi. Atunci când suntem bârfiți, ca bârfa e mai modernă, la, să zic, la printre creștini, că nu facem lucruri grozave, foarte evidente. Le facem așa mușamalizat, foarte discret. Și îmi te spunem, vezi, să nu mai știe nimeni, numai noi rog, să nu mai spune nimeni. Și culmea, te aflu că după câtva timp, nu se poate opri, pentru că deja e un antrenament, un sport, am spus. La un moment dat, sunt lucruri care ies în lumea ideală. Vorbire de rău, bârfă, desconsiderare. Și citiți acolo, nici nu vreau să vedem, nici nu sunt frumos să le amintim. Dar spune, vă spun, Apostolul Pavel spunea, că ce fac aceste lucruri, în Galateni, capitolul 5, și altele asemănătoare, lista aparte nu se sfârșește. Nu vor moștenii! Și dacă noi nu vrem să ne pocăim, dacă noi nu vrem să ne pocăim de mândria, de aroganța, de neiertarea noastră, de tot ce ne împiedică să ajungem în cer, nu vom putea să ajungem acolo. Rugăciunea, dragii mei, e arma care sfarmă orice inimă petrită, care schimbă vieți, care schimbă destine. Rugăciunea aduce la pocăință, rugăciunea aduce pe prinși de război. Să zic, cei care nu mai vin la casa Domnului sau care nu mai vor să audă de Dumnezeu, rugăciunea schimbă totul, cântăm noi. Dacă și credem, atunci să o practicăm, Domnul să ne ajute. Și aceasta nu se limitează numai când ne punem pe genunchi, spun zata. Ca și sunt o categorie de oameni, vreau să-i amintesc. Își au covorașul și se așează și zic, acum face rugăciune. Nu! Cuvântul Domnului spune, rugați-vă neîncetat. Suntem la locul de muncă, suntem pe mașină, suntem în față cu vrăjmașul. Ce putem să facem mai bine decât să ne rugăm și mai ales când stăm, suntem confruntați? Domnul să pune acest duh de rugăciune în noi. Și Dumnezeu promitea, spune, voi pune peste casa lui Israel, peste toată rămășița mea, peste urmașii mei, un duh de rugăciune. Dacă îl cerem, Dumnezeu ne va da. Dacă nu-l vrem, nici nu-l dă. Dumnezeu nu împarte darul cu forța, cu sila, nici Duhul Sfântul dă cu sila, nici darurile bune, spune celor ce le cer. Nu putem să ne rugăm. Spune, Doamne, nu pot. Nu pot nici să mă rog, ce o să fac? Și Dumnezeu ne ajută. Dumnezeu ajută și credinței să crească, și rugăciunii să se aprindă noi, și tot ce avem nevoie să venim. El va da lucruri bune, ba mai mult. Nici nu știm noi câte binecuvântări Dumnezeu ne-a pregătit. Și numai ne trezim că le avem, pentru că le vrem în viața noastră. Un alt lucru, o altă armă, să privim la Domnul Iisus. Deja am vorbit despre Domnul Iisus. E exemplu suprem la care noi trebuie să privim. Și uitați-vă, în Isaia, capitolul 5, 5 cu 7, în ultima parte a versetului spune să ne întoarcem la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Să privim la caracterul Dumnezeu. Ne spunem, am obosit, ca să tot învint, ca să tot tac, ca să tot iert, ca să tot nu văd, să n-aud. Am obosit, uitați! O lume întreagă, 6 miliarde de oameni în fiecare zi, împreună cu noi, că noi nu ne excludem în categorie, greșim și de multe ori îl supărăm pe Dumnezeu, ca să nu spun păcate care se fac în fiecare secundă. Și Dumnezeu așteaptă și spune să se lase celor rău de calea Lui. Și omul nelegiuit să se lase de gândurile Lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el. Indiferent. Și spune tot în Isaia. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul. Toate cuvinte nu mai erau de păcat în viața aia. Îi plin de păcate omul ăla. Spune, le voi face albe ca lână. Le vor fi roșii cum e purpura. Le voi face albe ca zăpada. Asta face Dumnezeu în viața celui care vrea. Și dacă privim la exemplul Domnului Iisus, vom învăța că noi nu avem voie să obosim iertând. El nu obosește iertând. Și până când se închide ușa ca și în corabia lui Noe, El va ierta oamenii. Până în ultimul moment, te lau pe cruce, mai avea câteva secunde, probabil, de trăit și a spus, Doamne! Dacă până atunci, probabil, l-a bățoprit cu celălalt tâlhar, a zis, adu-ți aminte de mine, îmi pare rău, parcă s-a trezit din somnul acela păcatului. Și Domnul ți-a zis,
prea târziu. Pe când ai fost pe cruce, trebuia să-mi spui, s-au mutat, că după ce te-au suit oamenii. Spune într-o evanghelie că amândoi aruncau aceleași ocări. Și într-o altă evanghelie, unul se trezește și spune că celălalt îl înfruntă la un moment dat. Se produce momentul pocăinței pe cruce. Și Iisus îi zice, astăzi vii cu mine rai. Uite, nu-i prea târziu, Dumnezeu nu obosește atât. Să privim, să cerem putere, să iertăm, până de ochii. Să putem ierta și alții să iertăm, indiferent de gravitate, indiferent de intensitate, indiferent de lungime, de repetiție, de ce vreți. Trebuie să iertăm și Domnul să ne ajute. Și un alt lucru și vreau să mă opresc, să privim la ceea ce ne-a iertat Dumnezeu. Nu. Suntem așa de rapizi, dibaci, când auzim despre un lucru negativ și dăm sentința în doi. Parcă suntem matematicieni, Einstein. Dar în cealaltă direcție a sentințelor, imediat aplicăm Constituția și justiția noastră. Și uităm pe moment, așa cum am uitat și eu ce nu am zis să coboare vreo din cer. Uităm pe cine a fost în aceeași bară ca păcatului. Ne-am zbătut cu atâtea păcate, cu atâtea vicii, cu atâtea patii, lucruri de care ne-am putut scăpa. Și cred că fiecare dintre noi acea seară putem, dacă ne gândim în viața noastră, să recunoaștem că ori suntem robi anumitor lucruri și nu putem să scăpăm de ele, orică am fost robi și n-am putut să scăpăm. Eu m-am confruntat cu aceste lucruri. Am văzut ce înseamnă robie în viața unui om și am spus, Doamne, nu mai vreau, nu mai fac. Dar când am zis, nu mai vreau, nu mai fac, a fost mai eu. Dar și ăsta, am văzut, mă, și îți voi plăti, Dumnezeu știu că nu voi putea. Și atunci când am recunoscut că nu mai pot și am zis, Doamne, nu pot, dar vreau, Dumnezeu a lucrat. Să primim viața noastră atunci când suntem gata să ne iertăm. Să vedem de câte ori ne ierta Dumnezeu pe noi. Și de câte ori vrem să ne iertăm în continuare. Că vrem să ne ierte. Nu putem să spunem, dacă Dumnezeu mă iertă până astăzi, gata, e în regulă, nu mai am nevoie să mă ierte și de mâine o să am grijă și nu o să mai, n-am nevoie să-i mai iertați, că sunt la limită. Nu. În fiecare zi vom mai greși până vom pleca de aici. Aia nu înseamnă că intenționat, nu uităm, mi-a să zicem acum ce păcate să mai fac, ce n-am mai făcut ultima oară, nu? Exact cum ieși afară, cu uniforma, sau cu cămașa, cu pantalonii, pantofii lustruiți, abia ce au ieșit de sub temă, de superie. Și ieși și când vine apoi stând de praf, ai vrut să se depună praful? N-ai vrut. La un moment dat te împiedici și te duci, începe ploaia și te vine o mașină și te stropește. Ai vrut să te stropească? Nu! Se întâmplă accidente în viața noastră și avem în fiecare zi nevoie de Dumnezeu. Și gata, în acest proces al sfințirii, dacă vrem să fim ca și Domnul Iisus Hristos, e gata să ne ierte și ne dă iar. El mijlocește. Și dacă cineva a făcut, îi spune Apostolul Ioan, să vină, că avem mijlocitorul totdeauna stă. Pururea să mijlocească pentru sfinți. Însă, trebuie și noi să înțelegem lucrul acesta, că dacă privim la ce a făcut Domnul Iisus pentru noi, vom putea, la fel, să vrem să iertăm. Și vom zice, Doamne, știu că vreau să greșesc și am greșit. Și vreau să mă ajut să iert la capăt. Să cerem Domnului putere să ne rugăm, să ne ajute să iertăm. Să cerem Domnului putere ca să privim întotdeauna la El, la exemplul Lui. Și apoi să nu uităm să privim de unde ne-a scos El. Ca să fim motivați să iertăm. Și dacă vom ierta, vom fi cu El. Pe lângă toate lucrurile ce Dumnezeu, Dumnezeu să pune pe inima noastră acest imperativ. Să iertăm. Amin. Doresc să ne ridicăm cu toți în picioare și aș vrea să cântăm o cântare pentru slava Lui Dumnezeu.